Deși nu există tratament sau operație care să îl ajute, Virgil Andronescu este pus să se prezinte periodic în fața comisiei de evaluare și să arate că nu s-a vindecat. S-a uitat prin dosar, s-a uitat la mine, zice, o să vă dau pentru un an de zile, zic, cum ziceți dumneavoastră, nu sunt medicat să... Dar vă spun că e definitiv, adică s-a uitat din opră, nu scrie domnule aici că e definitiv. Am stat cu această pensie care până acum 3 ani era 200-270 lei, ceva de genul, adică infimă, supraviețui prin ajutorul oamenilor. Bărbatul încearcă de mult timp să atragă atenția asupra persoanelor cu probleme de sănătate care nu pot fi tratate și care sunt puse să se prezinte anual la reevaluare. Nu fac acest lucru numai pentru mine, ci și pentru ceilalți care sunt ca mine sau chiar mai grav, în cărucior cu rotile, se plimbă pe drumuri. Am văzut oameni fără picioare, oameni fără vedere din naștere, am văzut oameni fără vedere și erau chemați anual acolo, poate le vine vederea sau poate le cresc picioarele sau mâinile.